Hotărât să se întoarcă la Giurgiu și să candideze pe un post eligibil în 2016, parlamentarul PSD și consilier al primului ministru Radu Popa a luat lucrurile în serios. Deputatul a fost prezent la audiențele deputatului de Giurgiu, Florian Nicolae, pe care acesta le susține la biroul parlamentar. Cred că mai toți tineri din oraș lipsă locurilor de muncă. Ce calificare aveți? Ce-am terminat limbi străine. Calificarea mea este de filolog. Am lucrat o perioadă în învățământ, o perioadă foarte scurtă, dar neavând un modul psihopedagogic, nu am reușit să-mi păstrez postul. Curcată treaba cu locurile de muncă la Giurgiu. E o problemă foarte mare. Am discutat mai devreme și cu domnul deputat, ne gândim să facem un proiect de lege prin care tinerii ca dumneavoastră și cei care de peste 50 de ani să fie angajați fără ca angajatorul și nici angajatul să plătească CAS cu primii 3 ani. Pentru că în felul ăsta aveți o șansă în plus să fiți angajați. Cei doi deputați au ascultat împreună păsurile giurgiuvenilor la care au încercat să găsească rezolvarea. Cam ce ați dorit? Dumneavoastră știți că noi avem la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, avem o listă. Ați fost cumva acolo să vă interesați? Mergem în fiecare săptămână, săptămâna aceasta n-am ajuns. Deci trebuie să urmăriți aceste locuri de muncă vacante. Pentru că s-ar putea ca să găsiți un loc vacant conform pregătirii dumneavoastră. Dar v-ați gândit și la o recalificare? Da, dar știu că pentru recalificări în baza agenției trebuie să fiu în baza lor de date. Și trebuie neapărat să fiți în baza de date agenției. Pentru că numai așa puteți să vă angajați. Deputatul Radu Popa a promis că va încerca să fie prezent alături de parlamentarul Florian Nicolae la fiecare audiență pentru a-i ajuta pe giurgiuveni. 3 luni de aici înainte, Radu Popa este angrenat într-un proiect, însă după finalizarea acestuia, Popa a promis că cel puțin 3 zile pe săptămână le va petrece printre giurgiuveni.